s-a bazat pe inteligența lui și a zis că o las cu o scotelă la mașina mea. Și astăzi știți ce mi-a spus? Dacă aș mai fi să fac o dată facultate, asta n-aș lipsi nici o oră, că lipsi mult. N-aș lipsi nici un ceas de la școală. Pentru că îmi dau seama ce valoare are, că mai familist, are al doilea copil. Și are viața în față. Bine, vreau să cântăm din nou, să începem cu prima strofă. În tale timp, vă rog, ați primit mesajul lui Iisus Hristos, nu e al meu, e al lui, din partea lui Hristos care vă iubește. Tot El este Cel care vă slujește aici, tot El care se îndură de voi. Cine are, cine o se confruntă cu adversitate, cu o greutate, cu o disperare, cu un lucru, cu o ușă închisă. Cine are nevoie să vadă, stai să mă mai încurajez cu ceva, că mi-am lăsat aminte. Spre slava Domnului și ca să vă încurajez să depindeți de Dumnezeu și să, unii din voi simt că așa ați lăsat-o mai moale. V-ați resemnat cum să ai, lasă că, lasă că m-a ajutat Dumnezeu. Nu, ai o problemă, ai o problemă care nu o poți rezolva. Vino la Dumnezeu cu credință. Aleargă la El. Că nimeni care vine la El n-a fost respins. N-a văzut niciun om să vină la El să ceară vindecare sau ceva, să fie respins. Niciodată n-a respins Iisus și El face numai bine. Miercurea trecută, când am avut adunare, în timpul săptămânii mai puțin, așa, de obicei suntem descurajați, oamenii nu prea vin. A venit o soră de la Delen, care prima dată în viața mea, apropo, eu la Delen am misionat mulți ani, până s-a înființat acolo biserica venitul ăsta. Deși eu acum oamenii mă fac carismatic sau nu știu ce. Acolo biserica din Delen este munca prin harul Domnului care am depus-o ca evanghelist. Și a venit o soră îndrumată de un frate din biserică de la noi, s-a întâlnit și a povestit că eu, uite, am niște probleme, am fost la doctor, nu m-a ajutat nimeni, am insomnie. Eu nu știu cum e aia și n-am avut niciodată și nici nu vreau să am. Dar cine a trecut prin asta, mâna sus, dacă cineva a trecut prin asta. Să nu poți să te odihnești. E ușor sau e greu? Greu. Și a venit tocmai de la Gârlău, a venit până la Iași în timpul săptămânii ca să se roage cu noi împreună. Frații au povestit că Domnul o poate ajuta. Credința ei a făcut ca Dumnezeu să se îndure. Și dimineață mă trezesc cu mesajul ăsta. A trecut 3 zile, așteptam, mă trezesc cu mesajul ăsta. N-am mai știut nimic, au plecat acasă, au venit soțul ei după ea cu mașina. Domnul să vă binecuvinteze, dorm ca un bebeluș acoperit cu penele lui, sora Eleonora. Atât m-am bucurat că și atât am slăvit pe Dumnezeu, Doamne. Este numai pentru că Tu ți-ai dat sângele și puterea sângelui Tău și a ranelor Tale ajută și astăzi. Amin. Și în timp ce cântăm această cântare, unde să mă duc? Aș ruga un moment de slujire. Cei care cu adevărat vor să alerge la Dumnezeu, nu te întrebi ce probleme ai. Eu spui Lui, vină în față să mă rog cu tine, cu toată compasiunea mă rog și toată credința ca Tu să ai biruință. Pentru că Dumnezeu ne-a spus că avem biruință. Oricare ar fi problema pentru toată biserica, vă rog să veniți la Dumnezeu. Dacă aveți, dacă nu, dăm slavă Domnului, bine că n-avem probleme. Să gândăm. Și lasă să-ți intre la inimă acest lucru, că numai la Iisus poți